pauză, dacă rămânem aici, de ce ne troliem dacă rămânem? Opa! Opa! Tipic românesc ca pe șantier. Un, doi lucruri, trebuie să stau. Doi lucruri, restul freacă. Hai, denunț, că mai ai iubit! Hai! Thank you.
Așa. Ok. Hai pe urme. Unde-i spate și mai încerca să ieși de pe urme. Rămâi pe urme. Rămâi pe urme. Vai, cât sunteți aici, mă, de ce tot, ce camera am tătit, cât sunt, iată. Show! Hai, dai o dată în spate. Atât. Dai de acolo, ușor. Bă, are reductor. Atât. Nu, nu mai așeza. Are reductor jeep-ul. De ce nu pune pe mare? Ce nu sape așa? Nu mai trage. Nu mai trage troliu. Troliu, să nu-l mai tragi. Dă-i la roată. Head of the every car, okay? Alright. So, and then we'll compare them, okay?
piece breaks. I think o prăpastie mare, n-am putut să le spui la oamenii ăia că este. Nu, nu, eu sunt cu grupul. Păi dumneavoastră sunteți cu grupul, dar trebuia dumneavoastră să mergeți înainte, că vă spuneam. Un kilometru e de aici până acolo, e prăpăcea. Da? Deci, pe partea dumneavoastră, e trăizat. Și n-ați putut merge? Noi am trecut, dar foarte încet, foarte încet am trecut. Dar sunt mai multe locuri sau? Unul, e rău prăpăt. Da, poate să fuge nadul și... Mergem încet, dăm la lopată, facem... Nu e treaba la lopată, dar nu știi și dacă intră tare așa, fuge da, terenul. Da. Ok, mersi. The locals told me that the last rain destroyed the road very hard and we have to be very carefully at one section. Okay. Pornim motorul. Täällä tulee sinne maljaaja. Pari asennus. 235.
Whoops. Looks like the car going to have problems. The rear, how it's the life on 20 degrees. It's really nice. We put also the rear air condition on, so it's getting cold. It can hit you from the back. Yes, yes. An oil inside, yeah. That change his viscosity. Yeah. Viscosity. And now we need to lock this. Exactly. Yeah. So this lock from this. Yeah. So if we drill a screw from here, then it's absolutely sure that it yes. will. Yes. Careful. Very, very slow. Mm-hmm. Just like beer, I was thinking. Yeah. Hmm. So it's not enough water. It's not enough water, exactly. Because the fan is not working. Samo, tää on sun juttuja, ihan varmasti. You hate high places? Yes, a lot. Okay. Sammuta. It's here. Te ette laittanut tätä kiinni, saatana. Sinne kapotaan. It's okay. No joo, jos se löytyy. They didn't... They didn't tighten it. Exactly. No. Puuttuuko siitä siihen? Acum cum e blocat, când oprești motorul, el continuă să se învârte până se desfiletează. Serios? Mikä tuo komissioni kuulutti on? Päävirta. See, there is empty spaces here and there. Visco coupling tools were here and here is a new alternator. I think there's a fuel pump and some hose clips and stuff like that.
Joo. Turhaan. Maybe your father has to bring also diesel. Maybe I can donate some 5 liters for everyone. For everybody. Okay, Please explain. I don't think it's okay for a box of the. We just spoke that we could make the first bad thing sideways with the shovel and then. Okay, do you want to do this? Why not? We are here to drive. No nyt tässä keskustellaan vielä, kun tästä ylöspäin ilmeisesti tämä tie paranisi, että vetästäänkö tämä ylös ja sitten jatketaan matkaa. Se samanlaista haupoilua sinne asti vai onko siellä vielä jotain rankempaa tuossa millestä eteenpäin? Or should it get better after this? Do you know? Tää alkaa tasottua. After 800 meters. What is there? The road what we are looking for? Not the yeah. But they are. We are already on the road that I'm looking for. I know this road. Yes. And 800 meters more, there are some rocky just to have to climb, and it's not such a. So this is the hardest part. Yeah, yeah. No, tulkaa ylös vaan, että se on se vaikein paikka. Sit pitäisi tulla helpommaksi. Tuli jossain edempänä jotain kiviä. Mutta saman tyylistä kuin ollaan jo ajeltu jossain aikaisemmin. Thank you.
Wait. Wait. Just the winch. Just winch. Don't stop! Kivi olisi tämän eteenpäin, olisi parempi. Se pyörää vaan niin hito syvää siellä kuopassa. Jos otetaan vähän matkaa, hyppää kyytiin ja laita renkaat näin. Sitten otetaan etuvintsen sen jälkeen, me saadaan se sieltä kuopasta. Just release the winch. Vaikka se pohjaa sen renkaat, niin se saa pois sitten sen. Try a little bit, just small. Hyppää kyytiin, hyppää kyytiin joo. Auto käynti ja pakkia. Just winch it. Yeah, winch. No, no, in that direction. Am făcut un mic anunț în rândul comunității Transhumant să descoperim că ni s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă.
ne învârtim în munții Apuseni, pe forestierele teoretic foarte ușor accesibile din munții Apuseni, care s-ar putea să nu fie la fel de ușor accesibile acum pe zăpadă. Ne abținem să ne învârtim. Da, Ionuț? Să mă învârt? Ai un amic. Este de jos, doar nu crezi că-s de la schiuri. Alte-ți umflat? Let's go! Acum începe. De ce îți tremură mâinile? De la frig. Încercați să păstrați distanța unul față de celălalt după ce ajungeți la zăpadă. Și comunicați pe stație. Când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai sus ținut, adică una, a doua, cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc. Mai știi cum e? Că odată ce ți-ai luat mașină de off-road, știi pentru ce ți-o iei. Acum noi toți ne mințim că nu ne-a luat-o pentru off-road, că avem grijă de ea. Roțile la asta se dejantează frumos de suflate, dacă lovești ceva. Ei, cred că în afară de aia care se desufla complet, cam toate cred că au mai scăpat un pic față de cum le-a desuflat eu ieri. Trebuie că nu am
normal nu e așa grav, dar se pare că a fost cineva cu ceva 35 ori când a fost biscolită și a făcut șanțurile astea, că șanțurile sunt de zăpadă înghețate, nu sunt de pământ. Sper să nu-ți afecteze bunul mers prea tare. Ce faci acum, Ruben? Dăm 4x4. Pe stație, când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai susținut, adică una, a doua, cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc. Da, Ștefan, poți să-i dai până atunci, hai sus. Rămâi în urme, nu încerca să ieși din urme. No, Domi, du-te pe urmele mele și încearcă să le faci un pic mai adânci. Pe urmele mele, Domi, nu trișa. Ce ți-ai zis că nu duce a doua? Așa e. Atât! Ben, mai încerc să umfli o dată 4x4-le. Da, și dacă e să te leg, ar trebui să te leg de acum, că după aia nu mai pot să vin înapoi după tine. Hai da să mă troliez eu, de că fac un infarct, da? Da, o geacă, nu ți-ai pe tine. Când mi-a fi frig. De care copac? Accelerația. Încet. Încet.
Du-te dumii, du-te dumii, du-te dumii. Dai dumii. Vlad, hai un pic drum mai spate și o iei mai în mai stânga. Asta că ți-am nivelat un pic mare de pare acolo, nu lăsa. Cum asta ce pic acolo un pic? Hai să ne dăm toți mai spate până de unde ai intrat în față. Nu, nu ne putem da în spate, că rugă din plecat. Frate, ești blocat sau poți să pleci bloc? Nu, nu știu că trec. Ai încercat să dai în spate, Ștefan? Nu, am Da, e suspendat. Nu știu, dacă ne întrebi acum care mai veniți, cred că toți mai venim. Nu zice niciunul că acum, nu vine. Acum nu, mâine, mâine dimineață. Da. Poi mâine, să apucăm să ne încălzim și noi după tura asta.